Bună ziua, stimate doamne, domnișoare, membrele Clubului Femeilor Sănătoase. Vă mulțumesc că sunteți cu noi și faptul că sunteți cu noi înseamnă că vreți să fiți sănătoase. Eu să-ți dau o listă de neadevăruri, de concepții greșite cu care au venit niște paciente, niște doamne la noi și care am considerat că sunt importante dezmințirea acestor neadevăruri și pentru dumneavoastră. Am să încep cu faptul că o doamnă ne-a trimis o întrebare despre faptul că ea alăptează copilul și în același timp folosește injecțiile ca metodă contraceptivă, injecțiile cu depo-provera, așa numite. Și ne-a întrebat dacă nu este rău pentru sănătatea copilului. Stimate doamne, deci pe parcursul alăpterii, sunteți sub un risc deosebit de mare de a avea sarcini dorite pentru că nu vă puteți orienta la menstruație și nu puteți să vă orientați când sunt zilele mai periculoase, când sunt zilele mai puțin periculoase, dar de fapt metoda calendarului este și în afara alăpterii una din metodele cele mai puțin eficiente. Și vreau să vă duc aminte că femeia care alăptează până la 6 luni, dacă nu are menstruații și alăptează doar la sân, într-adevăr, se poate baza pe așa numita metodă a menorei de lactație. Ea este destul de eficientă și, de fapt, riscul este foarte mic de a deveni gravidă, doar 2 femei dintr-o 100 devin gravide, dar, atenție, 3 condiții trebuie respectate în sensul ăsta ca să fiți sigură că nu deveniți gravidă. În primul rând, menstruațiile trebuie să nu fi revenit, prima condiție. A doua condiție, trebuie să alăptați exclusiv doar la sân copilașul. Adică nu ați introdus deocamdată nicio altă alimentație adițională la copilaș. Și trei, tot asta este corect și bine și o să vă puteți proteja până copilașul, bebelușul, împlinește 6 luni. Dacă măcar una din aceste 3 condiții nu se respectă, trebuie neapărat să recurs la metode de contracepție. Care sunt ele? Deci acum revin înapoi la perioada alăpterii. De la 4 săptămâni și mai sus, deci sunteți absolut sigură să folosiți metodele contracepției care conțin doar progestativ. Și astea sunt așa numitul lactinet sau minipile, care luați pastile în continuu, în fiecare zi, în permanență. Puteți să mergeți la medic să vă introducă un dispozitiv intrauterin, care în general nu conțin niciun hormon. Și puteți să aveți injecțiile cu depo-provera sau implanturi, curând o să fie registrate în țară și o să vorbim mai multe despre acestea. Dacă este vorba de pastile orale combinate, care conțin nu numai progestativul, dar și partea estrogenică, deci 2 hormoni feminini, estrogenii și progestativul, dacă se adaugă estrogenul, puteți recurge la această metodă de contracepție de la 6 luni în sus. De ce? Pentru că contraceptivele care conțin progestativ nu împiedic lactația, iar de la 6 luni în sus, oricare din contraceptivele orale combinate sau care conțin doar progestativ, sunt potrivite pentru dumneavoastră. Și vă chem foarte insistent, totuși, să recurgeți la o metodă de contracepție, pentru că neplăcerea sau starea de tristețe, de emoții negative care o aveți atunci când aveți o sarcină nedorită, nu se merită. Avem acum spectru foarte larg de contraceptive. Vă rog, protejați-vă sau scrieți-ne nouă ca să concretizăm ce metodă vi se potrivește mai bine. Acum, întrebările, altele care pe mine m-au indignat foarte mult. De ce m-au indignat? Pentru că aceste doamne care au venit la noi au fost dezinformate de către medicii care le-au consultat, le-au consiliat înainte de venirile la noi. Deci, mă refer la combinația avortul medicamentos și alte situații. Prima situație, dacă doamnele care alăptează pot avea avort medicamentos. Fără doar și poate. Pot avea, fără nicio problemă, avort medicamentos dacă au o sarcină dorită. De ce spun asta? Pentru că prima componentă, avortul medicamentos sau mifepristona, este un antiprogestativ. El, chiar dacă nimerește o cantitate mică în organismul copilului prin alăptare, copilul nu are receptori către progesteron, așa cum o are această doamnă în uterul ei. Corespunzător, nu are niciun pericol dacă chiar nimerește o doză mică de acest preparat în sângele copilului. Acum, al doilea preparat, misoprostolul. Misoprostolul este un prostaglandin. Prostaglandinul are capacitatea, în primul rând, se află la noi peste tot în corp, la doamne se află în uter, în timpul menstruației, datorită prostaglandinului, se contractă uterul și se expuzează ceea ce trebuie să expuzeze.
în avortul medic indus are același rol. Și, atenție, deci el contractă nu numai uterul, dar are și efect contractil asupra sistemului gastrointestinal. De aici, un pic de grețuri, vomă și o diaree care o poate avea această doamnă, adică reacții adverse de care noi vorbim că pot să se întâmple după avort medicamentos. Păi iată, dacă doamna alăptează și un număr sau o concentrație foarte mică de acest misoprostol, prostaglandin, nimerește la bebeluș, maximal ce poate să aibă bebelușul, poate să aibă o diaree. Deci noi nu vrem să aibă această diaree. Corespunzător, aici recomandarea ar fi alăptează copilașul, ia pastila de misoprostol și după aceasta poate să 3-4-5 ore să nu alăpteze sau să scurgă laptele înainte de asta. Dar vă zic încă o dată, unicul pericol care o are bebelușul dacă mămica a luat misoprostol este să aibă o singură diaree care după asta va trece fără nicio urmare sau fără tratamente foarte serioase. Iată asta am vrut să vă zic despre combinația avort medicamentos în caz de sarcină nedorită și alăptarea la sân. A doua neadevăr cu care a venit una din pacientele noastre este că nu poate avea avort medicamentos o doamnă care a născut de 3 ori. Doamna avea 3 copii, a mers la medic și medicul i-a zis că nu, categoric nu poți avea avort medicamentos, trebuie să mergi să faci un curetaj. I-a zis medicul. Rușine pentru acest medic. Asta e o dezinformare și o manipulare cu pacienta. Deci pacienta nu cunoaște studii medicale. Orice, cât de multe nașteri n-ați avea, fie o naștere, fie două, fără trei sau trei și așa și mai multe, sunteți absolut eligibili pentru avort medicamentos, fără nicio problemă. De ce? Pentru că aparatul receptor prin care acționează avortul medicamentos este intact. De ce? Că deveniți gravidă. Corespunzător, foarte bine o să iasă și acest avort medicamentos. Din potrivă, la femeile care au născut, acest avort este mai eficient. Și următoarea combinație, deci era avortul medicamentos la o doamnă care are miom uterin. În primul rând, miom a fost diagnosticat în timpul sarcinii. În timpul sarcinii, ultrasonografia pentru depistarea dimensiunii miomului uterin nu este obiectivă. Vă recomand să repetați ultrasonografia mai târziu, dar și încă un moment că acest miom uterin nu a împiedicat deloc această doamnă să devină gravidă. Corespunzător, iarăși repet, aparatul receptor al uterului a rămas intact. Deci, ea poate să aibă avort medicamentos fix așa de eficient și de succes ca și celelalte doamne. Aici, dacă să fac analogiile, exact așa, femeile care au un uter cu o mică anomalie, există o anomalie de dezvoltare a uterului când uterul este în formă de șa sau chiar de dublat, cu atât mai mult acestor doamne le este indicată întreruperea unei sarcini dorite prin metoda avort medicamentos și nu prea prin cea chirurgicală. Iată, acestea erau momentele care am vrut să le menționez astăzi. Vă rugăm foarte mult, dacă aveți orice întrebare, scrieți-ne sau veniți la noi, la Centrul de Instruire în domeniul sănătății reproducerii sau accesați site-ul avort.md. Vă mulțumesc că sunteți cu noi. Fiți sănătoase, Rodica Comendant.